Imagini incredibile cu accidentul extrem de grav în Ialomița. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care un autocar plin cu pasageri s-a răsturnat în localitatea Raș din județul Ialomița. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Cu toate informațiile despre acest subiect vine colega mea Adriana Drăghici. Adriana, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Pe imagini se poate observa cum șoferul autocarului pierde controlul în momentul în care vrea să fac curba. Mai mult decât atât, acesta a pierdut controlul pe fondul carosabilului umed și a vitezei. Se pare că la aceeași concluzie au ajuns și polițiștii care anchetează acest caz. La fața locului s-au deplasat echipaje multiple ale pompierilor și ale ambulanței care au acordat primul ajutor victimelor. Din cele 41 de persoane aflate în autocar, 11 au fost evaluate de către medici având atac de panică, iar 4 dintre ele au fost transportate la spital. Mai mult decât atât, a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă. Mulțumesc!